Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Urmăresc pe Reddit, mă rog, e o rețea de-asta socială care e ceva mai autentică decât Facebook și decât altele, în fine. Există un segment acolo dedicat României, în care se vorbesc lucruri despre România. Oamenii vorbesc lucruri despre România și sunt o mulțime de străini care cer sprijin. Cer informații, vin să viziteze, vor să se mute, vor să învețe limba română, cum fac. Și li se răspunde, adică sunt surprinzător de mulți, nu m-aș fi așteptat. Dar plec de la un caz relatat de ziarul Adevărul, o familie de români care trăiește de 20 de ani în Statele Unite ale Americii, ar vrea să se întoarcă în România, dar se întreabă dacă se va mai putea adapta vieții de aici. Pentru că orice am spune, viața în Statele Unite... E viața în Statele Unite. Oriunde ai trăi, în oricare... Statele Unite sunt o țară plină de diversitate, adică sunt ritmuri diferite de viață în funcție de... E un continent. Da. Într-un fel se trăiește pe coasta de est, într-un fel în California, într-un fel în sud, exact. Într-un fel în Midwest. Oamenii sunt foarte diferiți acolo. Și nu... Știți, e interesant, când eram puști, mă gândeam, mi-ar plăcea să emigrez în Statele Unite. Dar după ce am cunoscut America, îmi place foarte mult, îi respect foarte mult pentru ce au construit acolo, dar nu m-aș duce să trăiesc în țara aia. Adică n-aș putea să trăiesc într-o țară în care, de exemplu, trebuie să plătești pentru ambulanță. Dacă ai nevoie de o intervenție de urgență medicală sau în care costurile sistemului medical sunt atât de ridicate și în care foarte mulți nu au asigurări medicale și se bazează pe faptul că poate nu o să li se întâmplă nimic. Adică e ca și cum nu ți-ai face casco la mașină. Zici, ok, nu o să greșesc eu, dar de data asta e vorba de organismul tău. Sunt niște diferențe. Da, dar poate sunt și alte avantaje. Depinde acum cum privești lucrurile. Bun, postarea doamnei cu întrebarea aceasta: dacă se întoarce în România, credeți că la ce ar trebui să se aștepte? A strâns sute și sute de comentarii. Unii au spus e corupție peste tot. Alții au spus e și incompetență în foarte multe domenii. Școala nu e grozavă, au explicat alții. Da, dar învățământul costă mult mai puțin ca în Statele Unite. Da, dar lucrurile se schimbă în bine. Nu mai este România de acum 20 de ani. Ceea ce este perfect adevărat. Țara s-a schimbat foarte mult. Noi care trăim aici zi de zi, nu ne dăm seama. Dar acum când văd fotografii de prin anii 90 sau chiar de prin anii 2000, îmi dau seama ce drum am parcurs. Și, din păcate, nu suntem acolo unde ne-am dorit să fie. Dar suntem foarte departe totuși de locul de unde am pornit. Obișnuim să ne comparăm întotdeauna, da, cu locuri unde e mai bine. În cazul ăsta poate Statele Unite. Că dacă am cine a fost acolo... Bă, nu e peste tot mai bine. Stai un pic. Obișnuim să te compari cu vestul. Ai fost în vacanță până acum, nu știu, pe la Roma, Italia, Spania. Da, am fost. Știi cum e? Noi ne ducem în centru orașelor, dar dacă vorbești cu românii care trăiesc în vest și muncesc acolo... Da, dar amintiri frumoase, e vorba de tine. Așa e, dar românii care trăiesc în vest, bă, nu sunt toți chiar atât de încântați de cum arată vestul. Și atunci te compari cu ce se întâmplă acolo. Da. Dar ia întoarce-te în partea cealaltă și încearcă să te compari cu estul. Sau cu alte continente. Da, corect. Înțeleg? Du-te spre Africa puțin și vezi dacă poți să te compari. Du-te spre Rusia. Și dacă ești mai bine decât... Zi, Luca. Între timp au început să vină sfaturi. Da. Cum ai cerut pentru oamenii care ar vrea să se întoarcă acasă? Da. Ce îi spune, asta e întrebarea. Să zic și numărul de telefon. 0372069599. Sunați-ne și spuneți-ne asta. Ce ai? Deci ce ați recomanda cuiva care vrea să revină sau să se mute în România? La ce să se aștepte bun, la ce să se aștepte rău? Așteptăm și mesaje la 0728 3132. Primele au venit, cum spuneam, cel mai haios de până acum este al lui Radu din Zalău. Zice, păi să înveți în străinătate să pună gresie și faianță și să se întoarcă acasă. O să fie surprinși de veniturile de aici, că nu-ți cere nimeni factură pe lucrare. Da, corect. Bun, vă așteptăm. 0372069599. Ce îi recomanda cuiva care vrea să se întoarcă în țară sau unui străin care vrea să se mute în România? Ovidiu din Brașov ne dă un mesaj de un cinism înfiorător. Spune așa, am locuit 17 ani în Noua Zeelandă, sunt cetățean. Împreună cu soția și cei doi copii, dintre care unul este made din New Zealand, i-a sfătuit pe americanii noștri să se înarmeze cu nervi tari. Nesimțirea din jurul nostru și lipsa totală de empatie sunt marile probleme cu care ne confruntăm noi aici în țară. Eu m-am readaptat, soția nu. Ați întors? Da. I-a întors, da. După 17 ani de Noua Zeelandă. Și spune că eu m-am readaptat, soția nu, copiii sunt supraviețuitori, se pliază mai ușor.
Așadar, răbdare și nervi de oțel. Eu cred că copiii se distrează copios. Și spune, încheie Ovidiu, și la asta mă refeream, ne-am întors ca să ne îngropăm părinții. Mai avem una pe listă, după care luăm în considerare relocarea. Repatrierea în Noua Zeelandă. Da, nu știu dacă e... În sensul invers. Cinism, dar este cutremurător mesajul. Asta zic. Ok, bun. Dacă... În schimb, avem... consideră că trebuie să se mute odată la 20 de ani să-și facă o viață nouă în altă țară, ok, asta este. La polul opus, Bogdan din Cluj spune, m-am întors acasă după 18 ani de locuit în Marea Britanie, cea mai bună alegere. Depinde ce-ți dorești de la viață. Acasă, până acum, am o viață decentă, liniștită și fără stres. Dacă îți dorești un trai decent, îl poți avea acasă, liniștit. Uh-huh. Salut, Emil! Salut! Emil, bună, bună! Salut, bună dimineața! Bună! Noi am stat în Statele Unite 10 ani de zile cu familia, eu, soția mea. Unde ați trăit în state? Copil s-a născut acolo, în statul Washington, în Seattle. Mă rog, într-o suburbie a Seattle. Și e adevărat că în Seattle plouă în fiecare zi? Da, ne-am prins record 34 de zile, o plouat non-stop. Frumos. Dar altfel înțeleg că este un loc foarte frumos. Da, foarte, foarte frumos, cu o economie foarte bună, uh-huh. Ai posibilitatea de a câștiga... Ai lucrat la Boeing. Chiar. Nu. Da. Nu, așa, și te-ai întors în acasă. În domeniul construcțiilor. Da, noi ne-am întors după 10 ani de zile, fiul nostru s-a născut acolo și ne-am întors după 10 ani, avea 3 luni de zile. Uh-huh. Principalul motiv pentru care ne-am întors e că nu mi se pare normal să lucrez de luni până vineri ca să trăiesc sâmbătă. Asta e un lucru care ne-a făcut pe noi să ne întoarcem, pentru că eu lucram într-un domeniu în care din când în când mai aveam o zi liberă, marța sau miercurea, și nu aveai cu cine să ieși la o casă, n-aveai cu cine să ieși la un prânz, pentru că toată lumea e la servici. Și acum aici cu ce? Muncesc cu oamenii. și acum aici muncesc, dar parcă muncesc mai într-un ritm altfel. Domnule, adică, eu nu știu cum e, că cred că ești ardelean sau bănățean, că ai un mic accent, nu? De unde ne suni? Ardelean, da. Ardelean, da. Acum nu știu cum e în partea aia Cluj-Oradea în timpul săptămânii, că n-am prea stat. Dar eu spun că în București, în timpul săptămânii, în timpul orelor de lucru, băi, este orașul plin. Da, să mai... Dacă te duci în mult vest, poți să bei cafele multe. Ai loc să te miști. Păi, dar aici este o aglomerație pe străzi, adică oamenii par să nu fie deloc preocupați de faptul că ar trebui să vie la serviciu. Sau toată lumea are joburi de astea de curier. Asta zic. E ritmul vieții altfel aici. Deci ați făcut o mișcare bună sau nu? Cum... Eu zic că da, eu zic că o mișcare bună. Mulțumim tare mult, Emil. Mulțumim. Ilian ne scrie că a călătorit foarte mult, a avut parte, din fericire, de astfel de experiențe peste tot în lume. Și atrage atenția că sentimentul de siguranță, atât pentru mine cât și pentru familie, nu l-am întâlnit decât poate în Singapore, la fel ca în România. Consider că asta este una dintre cele trei nevoi din top pe care fiecare trebuie să le ia în considerare și să le aprecieze. Și a spus, eu am acest sentiment în Cluj, unde locuiesc, chiar dacă e un oraș mare. Da, uite, ăsta este un lucru pe care, cumva cred că este ca atunci când te duci la cărciuma. Dacă fața de masă e curată și paharele sunt curate și nu sunt ciobite, nu le vezi. Le vezi însă dacă fața de masă e ruptă, dacă paharul e murdar. Noi nu simțim asta, că totuși trăim într-o țară sigură, adică crimele sunt rare, infracțiunile sunt cel mult furturi din buzunare, sunt puține tâlhării, există, da. E parfum la noi. În comparație cu alte țări din vest, adică da, acolo, infracționalitatea încă e jos la noi. Ovidiu, bună dimineața. Salut, Ovidiu. Alo, bună dimineața. Salut. M-au auzit? Da, te rog. Da, am trăit și eu 11 ani în Statele Unite, în New York. Da. Și... deci în statul New York și în orașul New York. Așa. M-am întors de nevoie, ca să zic așa. Așa, dar... după 6 luni de zile de depresie, am plecat iară din România. Am plecat în Germania. În Germania. 4 ani. Dar de ce? Adică ce, cu ce n-ai putut să te adaptezi la revenire? Asta vreau să înțeleg. Ce n-a mers? Păi nu mai fusese 11 ani în România și vă dați seama... Ce te-a frapat? Ce te-a făcut să pleci din ce nou? Ce te-a deranjat? Din state? Nu, din România, când te-ai întors. Că ai plecat... din România. Da. Din România. Păi,
nu m-am putut readapta în sensul că îmi pierdusem aproape toate conexiunile, prietenii. Păi și ce, în Germania unde ai plecat, așa... aveai conexiuni și prieteni? Păi acolo trăiește sora mea și am plecat pentru că mai fusesem înainte de Statele Unite, mai fusesem în Austria și mi-au plăcut tot timpul țările germanice. Și te ajută probabil, deci, să au lipsit prietenii. Mai rar asta, să-ți placă țările germanice, că na, oamenii sunt complet diferiți de noi. Uite, Sanda din Gala spune că dacă unde trăiesc nu se simt acasă, atunci să se întoarcă. Cu toți banii din lume nu-ți poți cumpăra liniștea pe care o simți doar pe pământul tău. Eu după 15 ani m-am întors, în urmă cu 6 ani, nu mor de foame, mă simt cea mai mulțumită și împlinită acasă la mine și de atunci vă ascult cu drag în fiecare zi. Salut, Gabriel! Mulțumim! Bună! Neața! Gabriel! Gabi! Bună dimineața! Da, salut, te ascultăm! Așa, ce le recomand eu persoanelor care vor să întoarcă? După ce ies la pensie, să se reîntoarcă în țară, dar numai după ce ies la pensie. Cu pensia de afară. Mai... Bineînțeles, cu pensia de afară, nu cu pensia de aici. Eu sunt un pensionar al actualului sistem, iar după 43 de ani de muncă, mi-e rușine să vă spun ce pensie am. Până la această dată, eu n-am avut niciodată un proces. Acum, după ce am ieșit la pensie, am avut 6 procese cu Casa Națională de Pensii și cu o firmă care ține o arhivă a unei fabrici. E dezastros, e dezastros. Da, am înțeles recomandarea. Mulțumim pentru telefon. Salut, Sorin. Salut. Bună. Da, te rog. Te ascultăm. Eu mi-aduc aminte, am stat 11 ani în Spania din 99 până în 2010 și singurul lucru așa care e cel mai frumos, mi-l aduc aminte, este lipsa de stres pe care o aveam acolo. Toate că noi nici acolo nu stau cu inimii covrigi în coadă. Și dar de ce te-ai întors? Viața mult, mult mai liniștită decât aici. Mai liniștită decât. Da, știu, am și eu rude în Spania. De ce te-ai întors? A fost o conjunctură, era, am rămas fără muncă, nu găseam. Ce găseam era mult mai prost plătit decât câștigam anterior. Se îmbolnăvise mama. E o conjunctură. Da. Dar îmi pare rău în fiecare zi că m-am întors. Păi poți să pleci pare oricând, rău, nu? Mai ales pentru chestiile medicale și... Da. Măi, dacă am putea să facem în așa fel încât să aibă și România un sistem sanitar evoluat la nivelul Spaniei, Italiei, vezi că asta e o discuție, altă discuție, ne ducem în altă zonă. Spitale care cad pe noi. Dacă ar putea ca educația, știi, să fie mai multe lucruri de făcut pentru copii, știi? Care să nu coste atât de mult. Atunci cred că mulți români s-ar întoarce. Eu am o prietenă care locuiește în Statele Unite și are o problemă medicală destul de serioasă zilele astea. Prima programare, 28. Nu vorbesc martie, de America. Pe nu, dar vorbesc zic... de Europa. Da. În Europa și totuși. Am un prieten care a plecat din Anglia pentru că și-a rupt un deget și a vrut să facă un remene, avea dureri foarte mari și a fost programat în 3 luni. Iar în Anglia nu există variantă de privat, adică în 3 luni, punct. Da, nici nu știi cum e mai bine. Și la noi, și dacă te duci... suporta și a plecat. Dacă te duci să te programezi pentru un remene la stat, la sistemul public, durează, poate să dureze foarte, foarte mult. Da, dar ai opțiunea cuplată. Privat, nici nu știi cum e mai bine. În fine, uite, mai avem tot felul de mesaje. După 14 ani de stat în Barcelona, ne-am întors la Ploiești să fim împreună cu familia. Încă facem eforturi de readaptare, dar nu ne pare rău. Mai avem telefoane? Mai avem doar. Hai să mai luăm. Hai să vedem. Valeriu, bună dimineața, mai avem câteva secunde. Bună dimineața, ne auzim? Neața, da. Te rog. Ne auzim. Sunt întors după 9 ani de zile în Caraibe, într-un paradis fiscal, cu bune și cu rele, mai mult regrete decât bucurii. Serios? Dar... Da. Dar da, ce da, n-a da, mers, da, domnule, în Caraibe? Că pare paradis, așa. Era un paradis și tropical și fiscal. Da. Dar vine și cu medaliei. Dacă în România apreciez omul pentru ce face... Apreciez pe cineva pentru că a făcut ceva. Uite, domnule, ăla a făcut treaba aia. Uite, ăla a făcut treaba aia. Așa, acolo? În Caraibe apreciez omul care nu a făcut nimic. Dacă a făcut ceva, sigur a făcut în penie. Mulțumim foarte mult pentru toate experiențele voastre. Chiar mulțumim mult. Ne-au plăcut. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.